ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu sociologia. Sociologia pentru administrația publică și sociologia administrației publice. Primele unități de învățare sunt generale, referitoare la sociologie, la obiectul de interes al sociologiei și istoricul acesteia ca știință, modul în care acesta se desprinde din filozofia socială, fiind vorba de primele două unități de învățare. Acum suntem în cadrul unității de învățare numărul 2, elemente de istoria sociologiei. Am discutat despre iluminismul, gândirea socială și teoria contractului social, în urmă despre nașterea democrației în filozofia Greciei antice. Acum urmează să trecem la tema Auguste Comte și geneza sociologiei ca știință. Sunt Antonio Sandu, profesor universitar doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Acest curs pe baza tehnologiei Flip Learning are ca punct de plecare cursul pe care îl susțin în fața studenților de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a acestei universități. Și cursul cuprinde atât elemente de sociologie generală, cât și de sociologia administrației publice și sociologie pentru administrația publică. Baza realizării acestui curs stau o serie de lucrări științifice pe care le-am publicat și lucrări academice, suportul de curs. Primul ar fi elemente de sociologie și logică, apărut la editura didactică și pedagogică. Apoi un volum intitulat Elemente de sociologie, sociologie generală, sociologie juridică, metodologia cercetării sociale, care a apărut la editura Tritonic din București, și o serie de volume, Introducere în filozofie, apărut la editura Lumen din Iași, și Filozofie socială, apărut tot la editura Lumen din Iași, toate aceste volume având statutul de cursuri universitare, dar și volume caracter științific în care îmi expun atât propriile puncte de vedere și opinii, cât și opinii și idei preluate din literatura de specialitate cu privire la temele tratate. De asemenea, sigur, vă recomand tuturor să lecturați suportul de curs pe care l-ați primit, precum și volumul Filozofia socială construcționistă, direcții epistemice, etice și pragmatice, apărut la editura Presa Universitară Clujeană, care de asemenea face parte din materialul documentar și bibliografic al acestui curs online. Deci revenim la Auguste Comte și geneza sociologiei ca știință. Începând cu Auguste Comte, doctrinele sociale sunt conturate în paralel cu viziunile sociologice și politice ale diversilor gânditori. Actul de naștere al sociologiei ca știință este considerat a fi lucrarea lui Auguste Comte, cursul de filozofie pozitivă. Conform acesteia, dezvoltarea științelor urmează trei stadii: teologic, metafizic și pozitiv. Cercetarea socialului ar trebui să fie o adevărată fizică socială, pe care autorul va numi ulterior, în cursul de filozofie pozitivă de care aminteam, sociologie. Comte propune metoda istorică în cercetarea faptelor sociale. Autonomizarea științelor sociale față de cele ale naturii se bazează pe distinția inductiv-deductiv, utilizată în cunoaștere. Ulterior, această distinție va fi gândită din perspectiva distinției realizate de Diltai între explicație și înțelegere. Odată cu primele lucrări sociologice, Comte propune o nouă filozofie politică, de asemenea denumită politică pozitivă. În domeniul sociologiei dreptului, spre exemplu, Comte realizează o critică a contractualismului, despre care tocmai am vorbit în prelegerile anterioare,
și pe care îl vede ca o explicație de ordin metafizic, tributar unei gândiri organiciste, spunem noi, conform căreia organismul social primează în fața individului, fondatorul sociologiei consideră că în etapa pozitivă a dezvoltării științelor sociale, dreptul ar trebui să dispară ca știință, întrucât drepturile individului, așa cum sunt ele înțelese în filozofia dreptului, sunt în dezacord cu dezvoltarea socială. Cu toată concepția reducționistă asupra dreptului, confruntează sociologia juridică ca ramură particulară a sociologiei. Nu doar sociologia juridică, cum spuneam, confundamentează însă și sociologia ca știință pozitivă, așa cum o consideră el. Legile trebuie deduse din dezvoltarea socială, iar juristul trebuie să fie un fin sociolog care sesizează raporturile juridice între oameni și modul în care acestea generează fapte sociale. Arbitrarietatea legii ar trebui înlocuită cu abordarea științifică, iar legiuitorii, pe de o parte, și cei care aplică legea, pe de altă parte, ar trebui să fie oameni de știință pentru a se putea vorbi cu adevărat de un drept rațional. Filozoful rege platonician este înlocuit cu profesioniștii puterii, instruiți în sociologie, politologie, tehnici de comunicare, știința administrației publice și așa mai departe. Ca să ne reamintim, actul de naștere al sociologiei ca știință este considerat a fi lucrarea lui Auguste Comte, cursul de filozofie pozitivă. Cercetarea socială ar trebui să fie o fizică socială, pe care Auguste Comte o va numi în cursul său de filozofie pozitivă cu termenul de sociologie. Cu aceasta ne oprim aici în discuția referitoare la Auguste Comte și vă aștept la următoarea prelegere referitoare la sociologia comprehensivă a lui Max Weber. O zi minunată!